Vrei să mi-ai spui odată că mi se pare că n-am auzit bine? Normal, că este orele de vreme. Omul gospodar își face vara cal și iarna sabie. Da, nu mi s-a părut. Am auzit bine. Și ce vrea ca să zică acest preverb? Vara cal și iarna sabie? Exact. Băi, sincer să fiu, nu știu ce ne întâlnă, dar poate îmi spui tu, adică te rog eu frumos să nu mă lași în beznă, da? Bine, om care să facă sabia am auzit, adică se potrivește. Dar om care să facă cal și probabil să mai și necheze și de ce nu să vorbească, sincer să fiu, îmi dă șahmat. Te luminezi imediat că e simplu, Vasile. Înseamnă că un gospodar își face vara cal, își face cal. Omul face cal, firicel. Cum face omul cal? Adică din ce îl naște, n-am înțeles, face din nou, nu mai era altă variantă? Nu știu, bă. De ce? Nu mă ajută pe mine la ce am de făcut mai departe, adică cum mă că mai dracu, când face cal, adică eu chiar nu... Nu știu. Dacă îmi permiteți, nu că vreau să mă bag, dar cred că... Probabil ați vrut să spuneți, domnule Cinentanu, că omul gospodar își face iarna car și vara sanie. Adică cal cu r și sabie cu n. Când bate puțin așa, car și sanie. Car și sanie. Cum să car și sanie. Car și sanie, Firicel, păi se, car și sanie, bravo, păi știamă că avem noi primar așa de dăște, bravo ție, bravo Vasile, car și sanie, da. Exact, și aveam și eu asta în cap, dar mi s-a amestecat literele când am venit de la oaie, nu mai contează, întrebarea rămâne, și ce înseamnă acest preverb în înțelepciunea lui Chintesența? Probabil vrea să zic așa că omul trebuie să fie prevăzător, să își pregătească iarna de vară și vara de iarnă. Exact! Exact asta vreau să zic. Atenție! Să își pregătească iarna de vară. Mai exact? Mai exact. Eu și prietenul meu, Firicel, am venit la tine. Primărie, să-ți propunem un contract foarte, foarte avantajos. Ești atent? Sunt ochi și urechi cum? Vrem ca să semnăm cu primăria un contract de dezăpezire. Dezăpezire? Dezăpezire! Adică să fie fiobințiu frumos, curat ca-n palmă, când toată țara este într-o iene, da? Un contract cu aplicare imediată din secunda zero, adică de acum! Cum adică, mă? Aplicare de dezăpezire acum vara? Chiar și așa. Exact. Vara, mă? Chiar și așa. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.